producător mic din județul Călăraș, Saceacu. Da? Stăm în frig, în ploaie, când începe acum frigul. Cum vând eu salata aia? Exact, doamnă, despre asta e vorba. Când vând azi, dacă poate să ducă, că nu mai vine, veni să cumpăra salata înghețată? Nu, muncim din greu acasă, venim la piață, stăm în ploaie, în frig, pentru ce? Să vină acasă Orban, să vadă cum muncim noi și să vină să vadă cum stăm. Acasă stai lupți și le scoți vai de capul tău, vii aici ca să te chinui, pentru ce? De ce nu a venit să vadă în piață? De ce nu vine să stea cu micul producător? Tocmai pentru că Aur este alături de micul producător, haideți alături de doamnă, haideți alături în piață. Am fost în piețele din Târgu Jiu, din Zlatina, din Giurgiu, din Alexandria și am venit și aici în piață pentru a spune acestui guvern trădător să lase deschise piețele românilor, să nu ne înghesuie în market. Ne ducem cu tine, doamnă, și o țară plăcută. Deci ne distruge producătorul mic. Nu trebuie distrus producătorul mic, pentru că nu am luat bani nici de la fonduri tomate, nu am luat bani de la nimic. Dar eu pe propriile picioarele mele muncesc cu soțul meu, sunt trei copii. Deci să gândească că suntem din asta, trăim, plătești eu impozit la asta. Mă chinui ca să supraviețuiesc. Deci producător nu e așa multimiliardar cum spune dânsul. Da? Și că suntem țamțari, nu e adevărat. Să ne lase să ne vindem produsul în cală, să nu înghețe, să nu își bată joc de oameni. Doamne. Cine are grijă de doamna asta? Cine are grijă de sănătate, că trebuie să vină iarna să-și vândă produsele în frig? Am venit aici, la Călăraș, în fața pieței pentru a spune stop! Sunteți niște imbecili, sunteți niște trădători, nu puteți să îmbolnăviți o țară întreagă scoțându-i afară din hale și punându-i să vândă afară în frig. Care este logica? Pentru ce se închide piața asta? Pentru ce se închid afacerile românilor? Ca să nu mai avem nimic? Să nu mai fim stăpâni la noi în țară, să vină alții să se îmbogățească de pe una dintre cele mai bogate țări din Europa. Să vină alții ajutați de hoții care ne-au condus timp de 30 de ani. Noi zicem stop. Stop hoților, stop jafului național. E timpul să trecem și să luăm atitudine. Bine zicea Eminescu, vai de biet român săracul, înapoi tot dă caracul. A sosit momentul să ne facem dreptate, să punem pumnul în fața furtunii, pentru că altfel pierim. Nu întâmplător ne găsim aici la statuia lui Mihai Viteazu, un om providențial pentru poporul român, un om care a înțeles menirea lui și a înțeles ce înseamnă neamul nostru și a unit pentru prima oară provinciile românești. Un om care era de aici. Cred că împreună putem să ne croim altă soartă. Cred că împreună putem iarăși îndrepta cursul istoriei care s-a abătut într-un mod nefiresc în ultimii 30 de ani împotriva poporului român. E timpul să ne recuperăm istoria, e timpul să ne recuperăm identitatea și să ne recuperăm bogățiile. La toate distrugerile care au avut loc în agricultură, în industrie, în demografie, că s-a lovit în familia românească, am descoperit că la nevoie și la greu nu ne ajută nimeni, dacă nu ne ajutăm noi. Nu mai avem spitale, nu mai avem educație și voiau să ne ia și ultima speranță, voiau să nu mai sperăm, voiau să nu ne mai dea voie să luptăm. La toată această nemernicie, noi am răspuns cu înființarea unei mișcări românești, cu înființarea AUR. Români, o cinste avem, zicea voievodul. Și pofta ce a poftit el era o Românie mare, o Românie mândră. Haideți să o facem. Putem împreună și o să reușim. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Am toată încrederea și iubirea față de voi.